Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta dorim să atingem o temă foarte importantă pentru creștini, și anume misiunea. Ce trebuie pentru un creștin pentru a merge în misiune? Unii rezumă acest trebuie doar la a cunoaște porunca. Acea poruncă pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, și îmbrățișind porunca aceasta este suficient, este o parte din procesul acesta de trimitere, dar un misionar are nevoie și de pregătire. De aceea, în seara aceasta aș vrea să vorbim despre pregătirea pentru misiune și pentru o misiune mult mai largă decât zona noastră de influență, dincolo de zona noastră de influență și chiar dincolo de hotarele țării noastre. În seara aceasta discutăm împreună cu Alex Lașin despre subiectul acesta, pregătirea pentru misiunea internațională, transculturală. Bine ai venit la această emisiune, la această discuție. Mulțumesc, bine v-am găsit! Alex Vlașin a fost coordonatorul Departamentului de Misiune în Uniunea Baptistă, a studiat în domeniul asistenței sociale și doctorat în misiune, și cumva cele două lucruri s-au intersectat în studiu și în practica pe care Alex o face, că atât ca și lector la Facultatea de Teologie Baptistă, cât și implicat astăzi în Colegiul Old Nation din Anglia. Ne bucurăm să fii cu noi și aș începe tocmai de la această realitate. Cum ai ajuns să îmbrățișezi conceptul acesta de misiune internațională, transculturală, și cum se reflectă el astăzi în viața, în lucrarea ta? Da, mulțumesc, bună seara tuturor. E o întrebare foarte personală și voi merge în acest aspect personal. Ca în orice slujire în viața spirituală, e o combinație pe care Dumnezeu o dă fiecare dintre noi între chemare și experiențele pe care el ni le lasă. Eu, de exemplu, am fost crescut într-un mediu, în stradă, pe strada unde am locuit, unde aveam atât români, erau și maghiari, sârbi, germani, romi. Era o comunitate largă. Mergeam dimineața, pe vremea aceea, la magazin, să stăm la rând la coadă la lapte, și venea două persoane, vorbeau maghiară, venea a treia, vorbeau în sârbește, venea a patra, schimbau în român. Adică era așa o combinație. Deci pentru mine, transcultural sau grupuri etnice a fost dintotdeauna. De fapt, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei în copilărie era german. Crescând în acest mediu, am avut și ocazia, fiind în biserică, să citesc diverse biografii sau diverse povești despre anumite grupuri etnice sau anumite persoane care locuiau în diverse părți, de exemplu povestea lui Sandu Sudarsin, sau anumite istorii despre Africa și copiii din Africa și condițiile de acolo. Așa că în momentul în care am decis să-L urmez pe Hristos și am decis că vreau să trăiesc cu El și să-mi dedic viața Lui, în mintea mea a fost și acest aspect al slujirii Lui, dar nu a unui slujiri care să fie limitate, să zic așa, într-o comunitate etnică, ci și dincolo. De aceea, undeva pe la 16 ani, imediat după Revoluție, din inițiativă proprie și din oportunitățile care au existat, am început să mă duc să lucrez, să ajut în diverse comunități de acest gen, care au defavorizați, comunități de romi. Ulterior, după ce am împlinit 18 ani, am început să mă duc, de exemplu, în penitenciar din Arad, ajutând acolo cei care erau infractori tineri. Mai apoi am ajuns să lucrez cu un ONG în canalele, în zonele unde erau copii defavorizați, copii care locuiau în stradă, care erau dependenți de diverse sau care erau defavorizați și evident erau și din alte culturi. Și atunci combinația asta pentru mine a fost un factor ce a favorizat gândirea dincolo de grupul etnic român sau de români, văzând și oportunitățile diferite pe care le au cei care vin din un anumit grup etnic comparativ cu românii. Ulterior, deschizându-se lumea înaintea noastră, am început să învățăm, să știm ce înseamnă, de exemplu, situația celor care sunt din alte grupuri etnice.
musulmani, alte țări, alte oportunități. Și încet, încet Dumnezeu a lucrat, a împletit în viața mea atât chemarea de a putea să sluji, de a, invitația de a sluji pe El, cât și dedicarea și experiența pe care mi-a dat-o, evident împreună cu ceea ce găsim în Fapte, capitolul 1 cu 8. Înveți fi martori, spune acolo Scriptura, și evidențiază patru categorii și ultima dintre ele este până la marginea pământului. De aceea, pentru mine, lucrul acesta nu a fost ceva secvențial. Începem din Ierusalim, terminăm tot ce e aici, mergem mai departe în, Samaria, ce a fost împreună, a fost simultan, așa am interpretat-o pentru mine, și asta e ceea ce m-a determinat să continui. Până acum, prin Harul lui Dumnezeu, am reușit să ajung în diverse părți ale lumii, slujind pe termen scurt diverse comunități, lucrând împreună cu misionarii și români care sunt plecați în alte părți, slujindu-i pe aceștia. Iar de un an de zile, împreună cu familia, ne-am mutat, așa cum deja ați menționat, la All Nations Christian College în nordul Londrei. Este cu scopul de a ajuta la pregătirea misionarilor care pleacă în toată lumea să ducă mesajul adevărului, mesajul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre, deja am lansat câteva concepte, misiune internațională, misiune transculturală, ce este această misiune transculturală? Să plecăm de la, să clarificăm mai întâi de toate despre ce vorbim în această emisiune. Da, mulțumesc, e o întrebare și o... un aspect foarte important pentru creștini. De multe ori, confuzia aceasta creează și anumite animozități în rândul creștinilor. Această misiune internațională sau transculturală, care transcende, care merge dincolo de cultura de proveniență, care depășește anumite bariere geografice, lingvistice, culturale, evident, este misiunea care se îndreaptă spre acele popoare, spre acele națiuni care au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu și dintr-un motiv sau altul, datorită, de exemplu, aspectelor politice, sociale, lingvistice, nu au șansa să audă Cuvântul lui Dumnezeu și să răspundă adecvat acestui adevăr, acestui mesaj, acestei invitații, acestei vești bune. Și atunci, datorită acestei dorințe de a merge până la marginea pământului, misiune transculturală sau internațională, oamenii aceștia vor avea șansa, așa cum și noi, la rândul nostru, ca și români, am beneficiat de alții care au venit aici în România. Dacă ar fi să ne luăm după unele surse, nu? A fost Sfântul Andrei, care a venit din altă cultură, din altă limbă, din altă națiune. Dacă ar fi să ne uităm la noi, evanghelici, în mod special evanghelici baptiști, am zice că au fost misionarii germani prin secolul XIX, mijlocul secolului XIX, venind din mai multe părți ale lumii, ca să ne spună adevărurile și să ne dea Cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât noi să putem să răspundem, în așa fel încât noi să putem să înțelegem și să, evident, să oferim un răspuns pe măsură, un răspuns pozitiv invitației lui Dumnezeu de a sluji. Acum, asta este misiunea internațională. Mai există misiunea locală sau națională, evident. Și în misiunea locală am putea include acele activități pe care le facem pentru propriul popor. Noi numim astfel de lucruri, nu știu, evangelizare sau, cu altfel spus, prezentarea adevărului lui Dumnezeu în națiunea, în limba, în cultura pe care noi o avem. Sau acțiuni sociale pe care noi le facem pentru. Astea sunt lucruri practice pe care noi le întreprindem în misiune. Deci, delimitarea ar fi de la misiune locală sau națională la misiune internațională sau transculturală, depășirea acestor bariere. Deci misiunea transculturală înseamnă să treci dincolo de propria cultură, în loc să devii izolat și focalizat doar pe cultura în care ești, ducând mesajul Evangheliei acolo, să fii deschis, să iei mesajul acesta și să treci dincolo de aceste bariere și să duci Evanghelia acolo. E dificil să faci misiune, să fii implicat în misiune transculturală, pentru că unora s-ar putea să le pară foarte simplu. Cultură diferită, e o banalitate, nu mă deranjează așa mult.
până când probabil intră într-o altă cultură și viețuiesc acolo. Da, e o întrebare foarte bună. Noi ca români ne-am dorit, probabil datorită situațiilor prin care Dumnezeu a îngăduit să trecem, ne-am dorit de multe ori ca să mergem în alte culturi, în alte părți. Și avem o sensibilitate, o dorință de a călători, actualmente vorbesc. Tocmai pentru că am fost limitați, închiși în țara noastră ani de zile, dar și pentru că e un element al culturii noastre de a cunoaște, o curiozitate frumoasă, o capacitate de a ne adapta. Noi numim în profesia asta sau în activitatea asta contextualizare. Avem români care, traversând anumite culturi și datorită limbii pe care noi avem, care are la bază limba latină, noi avem capacitatea să ne adaptăm lingvistic la multe culturi sau națiuni. De exemplu, un român care pleacă în America Latină, în câteva luni poate să devină fluent. Am avut români care s-au dus în zonele slavone sau unde se vorbește limba slavonă, datorită influenței masive în limba română a limbii slavone, și acolo, după câteva luni bune, a reușit să se adapteze. Deci, e această dorință a noastră, a românilor, de a merge, de a călători în alte părți. Și de aia, probabil, comunitatea română sau diaspora română, am putea să-i spunem, e foarte mare în Europa. E o comunitate foarte mare de români pe care avem în Italia, în Spania, în Anglia și așa mai departe. Evident că nu este simplu. Evident că nu e la îndemâna oricui și evident că este un efort. Un efort pe care noi ca oameni suntem dispuși să-l plătim dacă avem anumite avantaje. Nu trebuie să fii creștin ca să te duci în vest și să lucrezi într-o fabrică ca să poți obține anumite resurse. Dar e nevoie să fii creștin, să ai mentalitatea, gândirea că vreau să trăiesc împreună cu Dumnezeul meu pentru a merge în alte părți, gen Papua Noua Guinee, de exemplu, să învăț cu tot o altă cultură, să învăț tot ceea ce înseamnă asta și să depun un efort mare. Și tranziția de la o cultură la alta este total diferită. De exemplu, să presupunem că noi, mă rog, ne întâlnim cu cineva care vine din lumea arabă. Cum îl saluți? Eu nu știu cum să-l saluți. Ca european, ca român, dai mâna și l-ai salutat. Pentru arab, ca să-i arăți un semn de apreciere, pui mâna dreaptă totdeauna, mâna dreaptă și te înclin puțin și l-ai salutat. Te-ai întors și dacă ai găsit unul care din Orientul îndepărtat, de exemplu, împreună mâine și just masi. Deci sunt diverse culturi pe care trebuie să le cunoști, trebuie să înțelegi. Dar de aceea efortul nu este unul simplu. Este unul destul de masiv pentru a putea să ajungem într-o anumită măsură să fim relevanți în aceste culturi, să nu fim ofensatori atunci când mergem. De exemplu, probabil că majoritatea românilor, sau o bună parte din România, au ajuns, să zicem, în Turcia. Și s-au dus acolo să cumpere la magazin. Au găsit în portofel niște bani, au întins cu mâna stângă banul vânzătorului. Pentru acea persoană e ofensator. Să dai ceva. Deci, astea sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm, să le cunoaștem. Dar, așa cum a spus mai devreme, nu e vorba doar de cunoaștere când vine vorba de misiune. Nu se limitează doar la un set de cunoștințe despre celelalte culturi. Trebuie să guși cultura respectivă, să spunem așa. Exact. Și în același timp trebuie să înțelegem despre noi. E foarte important să ne vedem pe noi înșine. Pentru că dacă noi pornim de la premiza că noi suntem cei care suntem superior culturilor unde mergem, din start noi am plecat greșit. Și adevărul este că în orice cultură, nu discut doar de români, în orice cultură există un sentiment de egocentrism sau o anumită doză de egocentrism. Lucru pe care tot așa trebuie să-l înțelegem. În primul rând să fim conștienți de el, să ne dăm seama că îl avem. Fiecare personal. Deja am pășit cumva spre răspunsul unei ridicat la o altă întrebare. De ce e nevoie să pregătim misionarii transcultural? Deja discuția noastră despre cultură ne-a arătat câteva lucruri, dar aș vrea totuși să, dacă mai sunt elemente care ar trebui adăugate aici, de ce are nevoie cineva de pregătire, nu doar de chemare? Pentru că discutăm de faptul că un credincios, o familie de credincioși ar trebui să înțeleagă chemarea specială a lui Dumnezeu pentru a merge într-o lucrare de misiune, dar e nevoie și de pregătire sau chemarea este totul pentru lucrarea de misiune transculturală?
Da, o întrebare extraordinară. Chemarea și are rolul ei și e vital, pregătirea și are rolul ei și e vitală. Amândouă și-au contribuția. Ca să rămân puțin în chemare și după aceea o să mergem spre pregătire. Aș vrea să pun în perspectivă puțin lucrurile a ceea ce înseamnă România și specific bisericile evanghelice din România comparativ cu cele din Europa sau din Balcan sau din alte țări din jurul României. România la ora actuală are aproximativ între 6 și 700 de mii de credincioși evanghelici, să spunem, afiliați la Alianța Evanghelică din România. Unii spun că ar fi mai mult, fluctuează cifrele acestea. Cert este că cu acest număr, noi în Europa suntem cea de-a treia, nu știu, forță, dacă vreți, sau avem capacitate, după Anglia și după Germania, ca și Biserica Evanghelică, per general, discut acum. Dacă ar fi să ne uităm la aceleași numere în țările din jurul nostru, lucrurile stau cu totul diferit. De exemplu, ne uităm la ungari, care au undeva în jur de până în 40.000, moldovenii la fel. În Bulgaria găsim undeva până în 7.000 creștini evanghelici în toată țara. În Serbia la fel, undeva la 7.000. Dacă mergem mai încolo, de exemplu, în Macedonia avem undeva până în 700.000 și ceva de credincioși evanghelici în toată țara. În Albania ajungem undeva la 3.000. În Turcia, de exemplu, sunt tot așa, undeva la 3.000. Deci, cifrele diferă extraordinar. Noi avem aici o forță, să zic așa, o capacitate a bisericilor evanghelice extraordinar comparativ cu celelalte țări. Și atunci, pentru noi, să spunem, e nevoie ca să mergem dincolo, da? E chemarea asta, e o chemare și datorită necesității sau datorită nevoilor pe care le avem, pe care nu le ignorăm. Pe de o parte este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, așa cum face unui alt slujitor, unui păstor. Da? Simte nevoie din partea lui Dumnezeu, e relația persoanei cu Dumnezeu care înțelege că îl cheamă în slujire. Pe de altă parte, ne uităm la nevoi, ne uităm la ceea ce se întâmplă și ne dăm seama. Pentru că mulți români și din bisericile evanghelice spun, da, e atât de mult de lucru în România. Da, este. Dar atunci când ne uităm în jurul nostru, ne dăm seama că în România lucrul e mult mai mult, mult mai bine, mult mai avansat decât în celelalte țări. Și atunci, punând în perspectiva asta, înțelegem cu totul altfel harta în care noi ne aflăm, ceea ce Dumnezeu a îngăduit în țara noastră. Acum, dacă mergem, deci asta e partea de chemare și partea de acel, dacă vreți, acel gong, acea coardă sensibilă pe care Dumnezeu atinge în inima noastră, e nevoie și în alte părți. Dar acea chemare, vreau ca tu să fii slujitor până la marginea pământului. De exemplu, dacă cineva citește, să zicem, am deschis în Apocalipsa 7:9, ce m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care care nu se putea număra. Nimeni erau oameni de peste tot, din orice simție, din orice neam, din orice norod. E când cineva la care Dumnezeu, în inima căruia Dumnezeu a lucrat, să se gândească dincolo de propria națiune, de a nu se limita la cultura, la neamul lui, se uită dincolo, imediat simte ca ceva, ca o coardă sensibilă, ca la o harfă. A atins nota specifică care îi atinge ceva în inima lui și zice, da, vreau și eu să fiu implicat. Și probabil că sunt în seara aceasta persoane care, ascultându-ne, spun și eu mi-am dorit ca să lucrez transcultural și eu îmi doresc ca să mă duc la alte națiuni. Și sunt români care au răspuns acestei chemări pentru Africa, de exemplu, sau pentru Asia sau în alte părți, pentru că așa lucrează Dumnezeu. Asta e între noi și Dumnezeu. Pe de altă parte, așa cum spuneam, e nevoia. Când ne uităm la ceea ce se întâmplă acolo, e un alt gong, o altă coardă care se atinge în inima noastră și asta ne face ca să mergem în direcția respectivă. Deci, pe partea de chemare, pe partea de pregătire acum, nu avem cum să lăsăm o chemare ca și, de exemplu, vezi copilul de 5-6 ani care e fascinat cu privire la orice mașină care trece pe stradă. Îi plac ce zgomotul motorului, îi place și e sensibil la lucruri de genul ăsta. E, pentru a putea să fie mecanic, are nevoie de o pregătire. Nu este suficient să aibă doar
acea sensibilitate sau acea înclinație, dacă vreți, acel răspuns. Și atunci e nevoie de o pregătire, de o înțelegere, de o formare. Și despre asta e ceea ce aș vrea să discutăm, și anume nu doar de informare, nu doar de o pregătire formală, ci de o formare, o gândire, o transformare a modului în care noi gândim pentru a putea să slujim în misiunea transculturală. Am observat că în slujirea pe care ai făcut-o, ai îmbinat tot timpul cele două elemente, formarea pentru misiune și formarea pentru slujire în general, și chiar dacă ai predat în facultate și cursuri de asistență socială, tot timpul a fost acolo acea idee a pregătirii misionare. Astăzi ești implicat la All Nations College și s-a născut un parteneriat, s-a inițiat un parteneriat între All Nation College și Institutul Teologic Baptist din București. Cum s-a născut ideea asta a parteneriatului de a aduce oameni cu experiență să ne sprijine în pregătire? Da. E o istorie, o poveste frumoasă. Acum vreo 6 ani de zile îmi doream, la momentul respectiv, așa cum deja ați menționat, eram coordonatorul departamentului de misiune în cadrul Uniunii Baptiste și îmi doream să avem atât sistem de trimitere, o formă prin care noi putem să trimitem intenționat, nu doar sporadic sau la întâmplare, români care să meargă, care evident sunt chemați și validați de biserică să meargă și în alte națiuni să slujească. Și în timp ce lucram la acest proiect, la momentul respectiv, am început să lucrez și la pregătire, pentru că cele două merg mână în mână. E nevoie de o pregătire și în același timp și de mecanisme de trimitere. Noi ca și baptiști nu aveam la momentul respectiv, astăzi avem, datorită acestui parteneriat, dar nu aveam nicio formă, să zicem, de pregătire, de formare a misionarilor transculturali. Marea majoritate a românilor baptiști care au plecat în alte părți ca să slujească, și sunt undeva la 20-30 de familii de români care au plecat din România, în America Latină, de exemplu, în Africa, în Asia și în alte părți, nu au plecat cu o pregătire. Au plecat mai degrabă să ofere ceva practic, cu o inimă foarte mare, cu o dorință foarte mare, dar fără o pregătire adecvată în acest sens. Și în 2015 am făcut un tur, dacă vreți, al mai multor școli din Anglia și studiind acolo cu ani înainte, cunoșteam anumite persoane, anumite școli, și printre aceste școli a fost și acest colegiu, All Nations Christian College, pe care l-am vizitat. Nu știam de programele lor de pregătire, eu căutam ceva care să nu fie închis într-un anumit, să zic așa, cutie ermetică al acreditărilor, care să nu poate să fie transferabil în alte culturi, în alte națiuni, să nu poată fi contextualizat, să nu existe posibilitatea de a-l putea aduce la noi și așa mai departe. Și atunci, la ei am găsit acest proiect sau această formă de pregătire pe care ei o au, un curs care se numește En Route, sau pe cale, s-ar traduce și la auto din franceză, și așa îi spunem, care cuprinde mai multe elemente. Și discutând cu cei care au gândit acest curs, am înțeles, domnule, asta e ceea ce avem noi nevoie. E ușor de adaptat, e ușor de tradus, e ușor de inclus în programa care deja există în cadrul Institutului de la București. Și atunci, împreună cu ei, invitându-i, le-am spus: ați vrea să veniți ca să facem acest efort și să inițiem acest proiect? Ei au fost dispuși și iată că astăzi deja am avut un parteneriat de 3 ani de zile încheiat. Acum lunile acestea reînnoim cum ar veni parteneriatul. Deci e ceva extraordinar. Și deja au fost 4 serii de tineri, atât băieți cât și fete, unii dintre ei de la institut, alții care au venit din alte părți, chiar și din alte
denominații în dorința de a se pregăti pentru misiune transculturală. Așa s-a născut, neavând în cadrul bisericii noastre opțiuni de pregătire concretă. Ce presupune această pregătire? Nu știu dacă... Da, asta care moment... ar fi cumva să... În ce constă pregătirea asta? Deci pregătirea aceasta în cadrul acestui curs are 5 module. O pregătire pe care noi vrem să fie, așa cum spunem noi, pregătire holistă sau integrată. Și integrală. Deci încercăm să cuprindem tot ceea ce se poate. E adevărat că fiind limitată pregătirea sau cursul, da, pregătirea la anumite săptămâni, doar la 4 săptămâni, evident că nu putem intra în detaliu în toate tematicile pe care noi le abordăm și unele dintre ele nici nu pot fi dezvoltate suficient pentru cei care, de exemplu, se presupune cineva vrea să ducă în junglă. Nu avem suficient timp alocat ca să putem să ajutăm pe cineva care vrea să lucreze special cu triburile, de exemplu. Dar se pot face ulterior. În cadrul cursului includem astfel de sesiuni suficient cât să înțeleagă, este ceva și dincolo. Mai putem studia în acest sens. Deci ce cuprinde? Modulul 1, în primul rând ne uităm la noi. E vorba de identitatea pe care noi avem în Hristos. Cine suntem noi în Hristos? Unde este chemarea noastră? Suntem chemați. Ce înseamnă chemare? Am nevoie de o chemare sau nu? Ce fac după ce am chemarea? Cum anume mă relaționez eu la stilurile mele de învățare? Cum anume învăț eu? Sunt reflectiv sau sunt pragmatic? Astea sunt lucruri pe care le învățăm. Sau un alt lucru pe care vrem să-l facem este cum anume putem crea o comunitate de învățare. Pentru că în orice activitate pe care o avem spirituală, vrem să facem grupuri. Da? Fie că înseamnă un grup de studiu, fie că înseamnă familia care dă mai departe valorile, fie că înseamnă o biserică care propagă adevărurile. Deci astea sunt lucruri pe care le învățăm. Rolurile într-o echipă, o să le discutăm astea în prima parte, în primul modul. Și evident mai sunt și alte lucruri legate de disciplinele spirituale. Cum anume trăiesc viața mea de credincios, indiferent dacă sunt misionar sau nu. E vorba de o umblare cu Dumnezeu pe care noi avem și de care e nevoie, fiecare credincios are nevoie de așa ceva, cu atât mai mult cel care este misionar. Statisticile spun, și sunt cercetări, nu sunt făcute de mine, sunt făcute de cei de la World Evangelical Alliance Mission Commission, Comisia de Misiune din cadrul Alianței Evanghelice Mondiale. Și ei spun așa, că misionarii revin de pe câmpul de misiune ca al treilea motiv datorită dificultăților în menținerea unei vieți spirituale bune, eficiente. Se duc undeva în izolare, n-au o biserică acolo, poate că n-au fost suficient de atenți la discipline spirituale și după un anumit timp se erodează această umblare cu Dumnezeu, ei sunt izolați de biserică, nu mai au oameni cu care să încurajeze părtășie cu alți credincioși și acest lucru îi determină să se întoarcă acasă. Deci e ceva foarte important ca orice misionar, orice creștin, dar în mod special orice lucrător să poată să înțeleagă care sunt aceste discipline spirituale și cum le menținem o viață frumoasă, o viață plină de viață spirituală pe care să trăim. Deci primul, dacă înțeleg bine, primul modul ar fi nu doar ce să faci în misiune, ci să fii misionarul. Exact. Și plecați în pregătire de la a fi misionar, de la portretul unui misionar și încercați să zidiți acea persoană pentru că poate că de aceea sunt astăzi unii care nu răspund chemării și nu pășesc spre misiune, că nu au înțeles anumite elemente despre ei și despre cei din jurul lor, despre ceea ce Dumnezeu ne spune să facem față de cei din jurul nostru. Deci acesta ar fi primul modul. Exact. Nu? Primul modul, de altfel, noi n-o să discutăm în cursul acesta despre ce să facem decât în modulul 5, în ultimul modul. Până atunci discutăm alte lucruri și începem cu cine sunt eu în Hristos și, așa cum ați spus, într-adevăr, bisericile noastre vor fi mișcate să înceapă lucrarea de misiune în momentul în care vor înțelege cine suntem noi în Hristos. Și dacă noi investim în umblarea noastră cu Dumnezeu, de aici va crește, va
se va dezvolta, va izvorâ dorința noastră de a face misiune. Dacă un creștin își ia identitatea din ce face și din comportament, adeseori el nu va fi gata să meargă în misiune. O atitudine legalistă, am văzut că frânează, de fapt, tu nu poți să împărtășești despre dragostea lui Dumnezeu când tu ești cu regulile în față și mergi să le spui, uite, veniți la noi, faceți asta, asta, asta. Misiunea nu cred că se poate întâmpla. Absolut. În felul acesta. Ce alt modul, al doilea modul pregătirii ar fi? Deci, al doilea modul pe care noi îl abordăm este de data asta biblica misiunii. Deci discutăm despre ce înseamnă misiunea. Acum, misiologii de-a lungul anilor au încercat să explice ce înseamnă, să dea o definiție. Și sunt persoane cum ar fi Andrew Kirk. N-a ajuns să găsească, să răspundă la întrebarea ce este misiunea. El spune, avem nevoie să întrebăm ce nu este misiunea ca să putem să aflăm ce este misiunea. Și au fost și alți misiologi, dar aș vrea să pun în evidență doar un răspuns pe care unul dintre mari misiologi, David Bosch, din America de Sud, încercând să explice ce înseamnă misiunea, el a spus așa, misiunea izvorăște din inima lui Dumnezeu. El, acest Dumnezeu, l-a trimis, Dumnezeu Tatăl, l-a trimis pe Fiul Său împreună cu Duhul Sfânt ca să vină și să moară pentru păcatele noastre. Adică a făcut acest sacrificiu. Deci Dumnezeu Tatăl împreună cu Duhul Sfânt a trimis pe Fiul Lui. După aceea, împreună Trinitatea, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul, trimite biserica. Și trimițând biserica, biserica o trimite să facă același lucru. Să aducă adevărul, să aducă mesajul salvării celorlalte națiuni în jurul nostru și al națiunii noastre, evident. Și acesta este filonul, e firul roșu a misiunii și anume a trimite. Dar a trimite dintr-o dragoste, dragoste profundă care izvorăște. Și David Bosch spune, nu există o dragoste, un izvor al dragostei mai profunde atât de ceea ce vedem în Tatăl, în dorința lui de a da. Și avem aici Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Deci bisericile noastre vor fi implicate în lucrarea de misiune doar în momentul în care vor trimite. Atât timp cât noi, ca biserici, da? Biserica locală din satul, nu știu, 50 de oameni, ok, ei vor înțelege misiologia, de asta discutăm, ce este misiunea, teologia misiunii. Misiologia, dacă biserica aia de 50 de oameni vor înțelege că ei trebuie să trimită un om, atunci ei vor face ceea ce a făcut Tatăl, ceea ce face Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să trimită. Și ei își vor angaja. Noi ca Uniune Baptistă vom ajunge, sau Uniune Pentecostală, sau Uniune Creștină, vom ajunge să facem misiune având dragostea aceasta care trimite. Și vom trimite, evident, oameni pe care îi vom susține, vom încuraja. Deci ne vom uita în, sau ne uităm în acest modul la ce înseamnă misiunea din perspectiva Vechiului Testament sau cum a pornit misiunea. Avem trimitere în Vechiul Testament? Absolut, absolut. Vedem, de exemplu, că Dumnezeu îl cheamă pe Avram. Ce vino, fă ce-ți spun eu. Avram, care în perioada respectivă trăia într-un lux. Cercetările spun că el probabil a locuit într-un oraș unde erau case cu etaj. Și îl vedem plecând și ajungând, a locuit în cort. Deci, această gândire a lui Dumnezeu de a chema pentru a putea fi o binecuvântare, o avem încă de la început. Noi când mergem să arătăm dragostea lui Hristos, așa cum bine ați spus, nu mergem cu un anumit, cu o rigiditate, cu un set de reguli, cu un tradiționalism, ci noi mergem cu un adevăr eliberator, cu a fi o binecuvântare pentru oamenii din jurul, în jurul căreia mergem sau la cine mergem. După aia ne uităm în biserică, în biserica primară, ne uităm în Faptele Apostolilor, ne uităm în Evanghelii, să vedem, să înțelegem misiunea din perspectiva activității slujirii Domnului. Iisus, deci cumva nostru, teologia este o teologie a trimiterii de la început, Sfintei Scripturi până la sfârșit, Dumnezeu ne lasă să vedem explicit această teologie a trimiterii. Noi suntem un popor trimis, un creștin trimis într-o lume în care Dumnezeu are o misiune. Da. Christopher Wright, un contemporan nou, care a scris despre misiune și el a fost cu ani în urmă și rectorul școlii unde sunt eu acum, spunea la un moment dat, biserica nu se poate defini ca fiind rezultatul misionarul nu se poate defini ca fiind rezultatul bisericii. Există biserica, de aceea face misiune. El a spus nu.
biserica există datorită faptului că există misiune. Datorită faptului că Dumnezeu a gândit să trimită, Dumnezeu a gândit ca să arate dragoste, datorită acestui lucru noi astăzi avem biserica. Și e normal ca biserica să perpetueze această teologie, această înțelegere. Deci identitatea misionarului și teologia misiunii, ce alt curs, al treilea? Deci astea sunt în prima săptămână, intrăm și în a doua săptămână, deci așa cum am spus, avem 4 săptămâni. Așa am gândit aici, că, ca să putem să-l facem și să-l adaptăm la situația românilor sau din România. Al treilea modul este ce înseamnă, sau discutăm despre culturi, ce înseamnă cultura, în general discutăm. După aceea intrăm în care sunt celelalte culturi. O să ne uităm la alte culturi și aici învățăm elemente pe care am menționat puțin mai devreme. Cum anume, de exemplu, să salutăm sau ce observăm în anumite culturi. Cum anume să îi ajutăm sau să intrăm în viața celor care sunt din alte culturi. Ne uităm la ce înseamnă șocul cultural. Orice persoană care traversează în altă cultură experimentează, bine, pe termen lung. Sunt anumite faze, sunt tot felul de lucruri cercetate, nu le-am scris noi sau au fost ani de zile de oameni, dar există șoc cultural când te duci în altă cultură, care poate dura până la 3 ani. Românii noștri care s-au dus în vest să lucreze, că știu sau nu știu, au experimentat șocul cultural. După aceea, cei care decid să se întoarcă experimentează ceea ce se numește șoc cultural de revenire acasă, care tot așa e bine gândit și are etapele lui. Deci sunt tot felul de lucruri pe care noi le experimentăm. Sunt valori, de exemplu, cum anume comunicăm transcultural. Sunt tot felul de teste pe care le facem vis-a-vis de noi. Cât suntem noi? Da? Deci tot acest curs sau formare va cuprinde o serie de elemente de evaluare, de chestionare, instrumente prin care noi ne putem învăța despre noi, prin care noi ne putem cunoaște și învăța despre noi, să vedem cum suntem noi, cine suntem noi, ca să putem să mergem în alte culturi și să învățăm despre alte culturi. Și aici în modul acesta la asta ne uităm și anume să vedem care sunt culturile și cum mă relaționez eu la alte culturi. Cumva mi se explică faptul că cei care spun noi nu trebuie să avem nimic de a face cu cultura nu vor fi misionari. Pentru că întâi de toate ei au de a face cu propria lor cultură. Absolut. Și trebuie să o înțeleagă și pe altora dacă doresc să fie un vehicul al lui Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu acolo. Al patrulea modul aducem în acest modul discuția despre religii. Care sunt religiile lumii? Și aici discutăm despre religii indigene, despre religii care se întâmplă la nivel local și în care probabil de care nu le cunoaștem foarte mult, dar și celelalte religii arhicunoscute, islamul, hinduismul, budismul, și încercăm să învățăm despre ele, să învățăm ce spun ele. Evident că în toate aceste module încercăm să avem un contact direct cu domeniile pe care le discutăm. De exemplu, la nivel de când avem discuția despre culturi sau despre culturi, încercăm să intrăm în contact cu comunitățile care sunt aici în București, de non-români, da, de persoane străine. Când discutăm despre religii, încercăm și am reușit până acum să îi expunem pe participanți, îi luăm împreună cu noi la una dintre moschee, să vadă și ei să înțeleagă. Obiectivul nostru este să învățăm. Nu să încercăm să facem, nu știu, alte activități acolo, ci pur și simplu mergem, punem întrebări să cunoaștem. Deci mergem în mijlocul lor, în măsura în care se poate, să cunoaștem despre alte religii și ce învățături au ei. Asta este în modulul 4. Mergem mai departe? Modulul 5, am înțeles contextualizarea. Exact, în modulul... Nu. În modulul 5 ajungem la activitate, dar încă în modulul 4 discutăm de contextualizare, o să discutăm despre ce înseamnă elemente legate de viața misionarului în ce privește, de exemplu, cum anume se pot susține și care sunt mecanismele, ce înseamnă relația cu biserica, ce înseamnă relația cu familia când pleacă acolo, ce înseamnă, de exemplu, situații de risc. Și trecem prin anumite module în care învățăm anumite situații de risc. Și chiar am făcut o simulare de securitate într-un context, într-un cadru în care
un misionar trece, traversează în diverse situații. Evident că nu putem să le epuizăm pe toate situațiile, dar ca experiență îi expunem și le spunem participanților diverse elemente de care ei au nevoie pentru a se putea pregăti cât mai bine. Cum anume să rezolvăm conflictul când este transcultural, și asta este foarte important. Ce înseamnă, de exemplu, iertarea? În momentul în care cel la care mergi, chiar din biserică, vorbește de ceva, tu înțelegi altceva pentru că e bariera limbii și intervine un conflict. Sau datorită culturii, presiunilor asupra lui. Și evident, un element foarte important pe care îl discutăm încă în modulul 4 este ceea ce noi numim, sau nu noi am numit ei, TCK, adică copiii cu a treia cultură. Copiii misionarilor, copiii românilor, care, sau oricare copil care trăiește în altă cultură decât aceea a părinților, ei se numesc copii cu a treia cultură. Și ai mei, copiii sunt tot așa, TCK, ei au trăit și unul dintre ei s-a și născut în altă țară și atunci e important să înțelegem cine sunt aceștia, pentru că ei sunt generația următoare. Și pentru ei avem nevoie să putem să îi înțelegem, să fim alături de ei și să putem, ca părinți, ca slujitori, să putem să le dăm adevărul pentru ca ei să înțeleagă. Deci până acum este încă modulul 4 și de-abia acum, modulul 5, intrăm în ce anume facem. Concret, ca practică, ce anume slujim. Și doar trec în revistă câteva elemente și anume discutăm despre prezentarea adevărului Scripturii. Adică momentul în care noi spunem celorlalți despre vestea bună a Evangheliei, presupunând că până la acest moment am învățat deja limba, am învățat elemente de cultură, am început să devenim cât de cât relevanți pentru ei. După aceea discutăm despre ucenicizare transculturală, cum anume face o ucenicizare transculturală. După aceea putem discuta despre acțiuni sociale, cum anume îi învățăm, cum anume suntem alături de ei când traversează prin situații. Actualmente ne uităm la Haiti și situația dramatică prin care acești oameni, cum putem să le arătăm dragoste, cum putem să fim alături de ei, dar ca motivație și ca viață, pentru că asta e cine suntem noi, nu pentru că suntem doar niște umaniști, ci suntem niște oameni care am înțeles dragostea lui Dumnezeu și izvorând din dragostea lui Dumnezeu, noi suntem alături de acești oameni. Și evident și situația din Afganistan, pe care nu o putem ignora actualmente. Deci, e important ca să ne uităm la astfel de acțiuni și există foarte multe dezbateri pe acest teren, dar mă voi opri la aceste trei lucruri pe care le putem face în mod concret în misiune. Deci, dacă înțeleg bine, primele două module sunt ca o monedă cu două fațete, una este creștinul care vrea să plece în misiune și Scriptura, care ne trimite în misiune teologia, al doilea, celelalte două module sunt legate de cultură și religie, iarăși foarte două elemente foarte importante, iar ultimul este cum să fiu un misionar activ, exact, în mod practic implicat în această lucrare de misiune. Nu mai avem foarte mult timp, dar acest program îl derulați, din câte am auzit, în 4 săptămâni. Vor fi 4 săptămâni intensive. Și dacă vreți să ne spuneți ceva detalii puțin despre organizarea programului. Deci avem 4 săptămâni. O săptămână este în octombrie, a treia săptămână din octombrie. Cealaltă săptămână e în decembrie, anul acesta, amândouă. Celelalte 2 săptămâni le vom stabili împreună cu grupul, în funcție de disponibilitate și îl planificăm împreună cu ei, fie în februarie sau martie, și a 4-a săptămână fie în aprilie sau mai anul viitor. Săptămâni intensive, începând de la 9, încercând până la ora 4-5. Avem oameni ca traineri, vin din Anglia, vin și alți români, pe care încercăm să-i aducem online, prin diverse platforme, ca să fie parte cu noi, sau alți străini care sunt aici în România, fie din Brazilia, de exemplu, am avut din Myanmar, care au fost alături de noi și ne-au ajutat să înțelegem, să ne deschidă lumea. Oameni care vorbesc greu română sau engleză, dar asta e farmecul.
Deci și avem... în programul acesta de pregătire sunt implicați și ei. Absolut, ei vin, da, sunt, nu pot să dau multe detalii, dar sunt unii dintre ei care vin doar pe termen scurt, adică pentru o sesiune, de exemplu, cursul de plantare de biserică transculturală e predat de un sudanez aici în București care e pastor. Și care, din experiența lui și din Cuvântul lui Dumnezeu, ne învață. Deci, avem diverse persoane, undeva peste 20 de traineri care sunt alături de noi și facem lucruri foarte practice. În discuția pe care o avem, de exemplu, în modulul 5 despre suferința și misiunea, sau misiunea și suferința, am reușit până acum, când am putut să intrăm, să vizităm chiar și locul unde au suferit creștini. Muzeul, care nu este oficial muzeu, în penitenciarul de la Jilava, și să avem acolo înțelegere, perspectiva ceea ce a însemnat la momentul respectiv suferința și misiunea. Deci, facem lucruri foarte practice. În fiecare săptămână undeva ieșim să vedem, să experimentăm concret. De aceea e un curs de formare, nu este doar de informare. Și care ar fi finalitățile? Bun, se parcurge programul acesta. Ce așteptări aveți după voi, ca și cei care pregătiți, formați, și ce așteptări ar putea să aibă cineva care intră în acest curs? Până la urmă, ce voi face cu acest curs? La ce mă ajută? Doar ca să am o idee despre faptul că Dumnezeu are o misiune și dincolo de cultura mea, sau ceva mai mult? Care ar fi aceste finalități care le aveți în minte? Da, mulțumesc! Am avut posibilitatea să ducem dintre participanți sau absolvenți în experiență transculturală. Avem o familie, de exemplu, în Cipru, care au fost și participanți, dar au fost și cei care ne-au primit acolo cu echipă. Mai sunt alții care au lucrat în alte părți ale lumii, români de-ai noștri, și au participat, de exemplu, o familie care a lucrat 20 de ani transcultural și au răspuns invitației de a veni și au spus: domnule, noi am plecat să lucrăm acolo, dar acest curs ne-a dat o nouă perspectivă. Acum ne-a pus, cum a venit puzzle-ul misiunii, într-o ordine pe care n-am avut-o niciodată până acum. Evident că, așa cum am spus, sunt mulți români care au plecat fără să facă o pregătire concretă. Deci, dorința noastră este și intenția. Și, în practic, am reușit să le oferim participanților o experiență transculturală în vederea, cu scopul ca ei ulterior, împreună cu biserica de unde sunt sau cu alte mecanisme, de a fi trimiși să poată să ajungă să lucreze transcultural. Asta este obiectivul. Unii dintre ei deja au plecat, sunt deja pe teren, alții dintre ei au rămas și lucrează transcultural. De exemplu, avem absolvenți care s-au implicat în comunitatea străinilor de aici, din București, și care lucrează, care sunt din alte naționalități și locuiesc aici în București, nu știu dacă știați, dar în România, în București, avem mai mult de 4 musulmani la fiecare creștin evanghelic, ca procentaj. Deci dacă luăm un membru din bisericile noastre evanghelice, pentru fiecare membru în București, avem 4 care sunt dintre cei care sunt musulmani. Lăsând la o parte ceilalți 10.000 care au început să vină din Laos sau din Nepal sau din Sri Lanka sau din alte părți ca să lucreze aici în București. Deci nevoia de a lucra transcultural și în București pentru cel care nu vrea să plece niciunde este imensă. Și deci sunt... poți fi misionar absolut transcultural rămânând totuși absolut aici și totuși lucrând cu altă absolut cultură. Da. Dar e o decizie și e acea coardă, acel gong, acea chemare pe care el, persoana respectivă, o înțelege și, bineînțeles, biserica să-l trimită. Dacă nu trimite, persoana, indiferent cât de mare chemare, el nu poate să plece. Care e răsplata pe care o primește un misionar? Să mă uit pozitiv. Pozitiv? La urmă... Că pot să mă uit și negativ. Sunt multe provocări și o las așa, partea negativă. E bucuria de a sta într-o umblare autentică și frumoasă cu Dumnezeu. E mulțumirea de a înțelege că trăiește chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Asta este răsplata. Din punct de vedere financiar, ca orice slujitor, ca orice păstor, ca orice slujitor, beneficiază de anumite... evident, salari sau remunerații, dar ca și recunoaștere, și nu doar în România, și în alte părți, misionarul este
într-o poziție foarte interesantă. Are o poziție, aș spune, puțin utopică, datorită faptului că, pe de o parte, este apreciat în biserici, dar în același timp este izolat. Tocmai pentru că e pus pe un pedestal, este și izolat. Și asta îi face, din discuțiile pe care le-am cu alți misionari, face viața lor și a copiilor lor un pic dificilă. Pentru că ei traversează această... și fiind plecați. Deci sunt foarte multe avantaje din acest punct de vedere al umblării personale cu Hristos, al chemării, a pune în practică chemării. Da. Da, este o răsplată aici, dar cu siguranță, dincolo de această răsplată pe care noi o vedem, este răsplata pe care Hristos ne-o va da în ceruri pentru această lucrare de misiuni. Dacă cineva ar vrea să se scrie la acest curs, ce ar trebui să facă? Va începe în luna octombrie, ce ar trebui să facă? Există o adresă de e-mail, nu știu dacă poate fi scrisă sau dacă pot eu să spun. Da, pot să spun. cursdemisiune@gmail.com. Puteți să trimiteți acolo. Colegul meu care a preluat din aprilie coordonarea acestui proiect va răspunde, va trimite formularul sau dacă aveți deja formularul primit prin biserici, puteți să aplicați și veți primi răspuns. E important ca să fie o persoană peste 18 ani și e important să fie membru într-o biserică evanghelică, care înseamnă în același timp că deja fiind membru a fost, fiind membru este botezat nou testamental și are umblare, o trăire cu Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că am putut să dialogăm în această seară pe tema aceasta a misiunii, misiunii transculturale și pe tema pregătirii pentru această misiune transculturală. Aș spune că te mai așteptăm la emisiune și aș spune că este cumva pentru lumea baptistă o noutate acest program care să fie pus de la A la Z într-o formă coerentă, nu doar diferite piese ale misiunii transculturale, ci adunate într-o formă coerentă, în așa fel încât să ajute bisericile și pe cei care simt chemarea pentru această misiune să se pregătească. Mulțumesc mult și îți dorim multă binecuvântare acolo la All Nation College și de fiecare dată te așteptăm cu bucurie în București pentru discuții, pentru misiune, pentru echipare. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumim pentru că ați urmărit această emisiune. Este o emisiune despre trimitere și Dumnezeu ne-a trimis pe noi, a trimis Biserica Lui în lume, în așa fel încât pe Cel care L-a trimis pentru Biserica Lui, pe Hristos, să-L facem noi cunoscut în lumea aceasta. De aceea, invitația pentru fiecare care ați urmărit această misiune este: ce crezi că poți să faci tu pentru cel care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos? Ce poți să faci tu în zona ta de influență? Ce poți să faci tu dincolo de cultura ta? Lumea are nevoie de Hristos. Oare vom fi noi indiferenți față de această nevoie? Vă las cu această întrebare și vă doresc o seară bună. La revedere!